încep eu. Bună ziua și bine ați venit astăzi la direcția Consiliului Județean, direcția de drumuri și poduri. Astăzi suntem prezenți pentru a inspecta parcul auto pentru dezăpezirea anului 2022-2023. Aici cred că ar trebui să vină cu date tehnice domnul director de la drumuri. Mulțumim domnului subprefect care e prezent aici, celor doi vicepreședinți prezenți astăzi la inspecția utilajelor care sunt pregătite pentru dezăpezirea anului 2022 și 2023. Domnule director, câte utilaje sunt? Avem 31 de utilaje proprii, 21 de la terți. A trebuit să luăm mai mulți terți deoarece Consiliul Județean a reabilitat în ultimul an două drumuri județene și va trebui să acționăm și pe ele. Avem punctele de lucru, punctele de depozitare a materialului derapant la Mănăstirea, Lehliu, Călăraș, Gălbinaș, Chirnogi și Fundulea. Avem în jur de 1000 de tone de material de antiderapant pregătit pentru acționare. Suntem pregătiți. Rămâne acum să vedem ce ne rezervă vremea. Mulțumim, domnului director. Eu nu mă declar mulțumit la ceea ce am văzut astăzi. Utilajele sunt pregătite pentru a interveni dacă avem situații de zăpezi. Prognoza nu e o prognoză, decembrie nu e o situație în care să avem intervenții, dar noi suntem pregătiți să intervenim în momentul în care timpul ne va cere dacă vom avea zăpezi. Aici, ca reprezentant al prefectului, domnule subprefect Diaconu Virgil, ce prezent? Pot să spun? Încă o dată, echipa Iliuță demonstrează că principala grijă noastră este grija cetățeanului și a confortului său. Cred că suntem un exemplu pentru toată țara vis-a-vis de ce utilaje avem. Și ce performanțe putem să facem astfel încât locuitorii noștri să nu aibă niciun fel de problemă cu timpul iernii. Mihai Săbeștea, drumul județean, în subordinea ta ca și vicepreședinte al Consiliului Județean. Da. Domnule președinte, după cum observați și cum bine a menționat și domnul director, domnul Enciu, vina e cumva a dumneavoastră. Când reabilitând aceste drumuri județene, ne-ați obligat să mărim și noi parcul auto, dar așa cum ați observat, suntem pregătiți pentru orice fel de intervenție. Îi felicit cu această ocazie pe cei de la drumurile județene și sunt convins că vom avea o iarnă fără evenimente. Mulțumesc! Mulțumim domnului vicepreședinte Mihai Săbeștea, cel care face plățile și cel care se îngrijește ca banii de dezăpezire să existe în buget. Da. Ion, vicepreședinte al Consiliului Județean. Da, mulțumesc. După cum vedeți, suntem pregătiți, avem utilaje în dotare, am asigurat sursa financiară ca lucrurile să întâmple, să nu ne ia până nepregătite, nici fenomenele naturale. Avem vara, lucrăm cu aceste utilaje, iarna suntem pregătiți pentru dezăpezire. Așteptăm zăpada, suntem pregătiți și vrem să facem acum să vă prezentăm utilajele, nu în situația în care o să fie calamități și noi nu o să intervenim. Vrem să eliminăm această chestiune, dar pentru asta ne pregătim. Da? Atât cât este necesar. Ele sunt fundamentate, adică nu le previzionăm așa după numărul de utilaje, consumuri, salarii și tot ceea ce înseamnă sursa financiară pentru a asigura aceste lucruri de dezăpezire pe perioada de iarnă. Și dacă vremea nu este nefavorabilă, banii care rămân? Deci, noi asigurăm în condiții ca, mă rog, pe perioada de iarnă, utilajele să fie în stare de funcționare. Dacă nu intervenim, sunt ore de staționare. Dacă sunt conform GPS-urilor, atât cât funcționează, ele se decontează pe alte tarife. Dar suntem pregătiți și într-o situație și în altă. Eu vă mulțumesc. Da, să ne spună domnul director cum vor fi discuse în teren la utilajele. Care vor fi punctele de intervenție? Unde punctele de intervenție le-am menționat mai înainte, acolo unde va fi și materialul derapant depozitat, va fi Călăraș, Mănăstirea, Fundulea, Gălbinaș, Chirnogi, Lehliu, Gară, unde acolo avem și bazele pentru zonele respective unde vom acoperi în totalitate drumurile județene.
Deci acolo sunt bazele. Și ele sunt, după aceea pleacă, mai sunt, mai avem și subpuncte, să zic așa, unde, ca să nu mai facem kilometri în plus, mai depozităm o parte din antiderapant, acolo unde găsim loc, că nu toți vor să te duci în curtea lor cu sare și nisip. Ne-am organizat destul de bine ca să nu se facă kilometri pentru încărcare. Mă refer la încărcarea utilajelor când rămân fără material antiderapant. Acestea sunt puntele de... Și că salariați, ce efective umane avem, domnule director, pregătite pentru dezăpezire? Păi toată lumea, toți salariații sunt în dispozitiv, inclusiv personalul TESA, toți. Nu numai cei după utilaj, toată lumea participă la dezăpezire, la monitorizare, la... Absolut tot. Nu rămâne nimeni neangrenat. Pentru câți kilometri de drumuri vor fi utilizate în aceste utilaje? Păi, sincer să vă spun, nu știu, că n-am fost o câteala, n-am adăugat. 550 de kilometri de drumuri asfaltate și m-a ajutat și vă 300 de kilometri pietruite neasfaltate. Dumneavoastră, cei de la drumuri naționale instalează acele garduri de protecție pe...